Fie că s-a folosit metoda accidentul, cea a premiului surpriză sau alte metode de a face bani ușor, faptele de înșelăciune au cunoscut o creștere semnificativă în ultima perioadă. Numai în primele două luni ale acestui an, la Poliția Giurgiu au fost înregistrate 22 de fapte de înșelăciune, din care 16 de natură judiciară. De cele mai multe ori, victimele infractorilor sunt persoanele vulnerabile, vârstnice și singure. Din păcate, multe dintre acestea nu depun plângere la poliție dacă au fost înșelate, ceea ce face aproape imposibil de depistat autorii. Pentru a evita astfel de cazuri, polițiștii giurgiuveni au intensificat acțiunile de prevenire a înșelăciunilor prin distribuire de pliante, dar și prin oferirea de recomandări celor care se întâlnesc cu astfel de situații. Încercăm, începând de astăzi, să ne adresăm publicului țintă, în special persoanelor vârstnice, cu informații în vederea conștientizării și transmiterii unor metode de lucru pe care scrocile folosesc pentru a evita să devină victime ale infracțiunilor, precum și sfaturi pentru a se feri în acest sens. La acțiunea de prevenire ce a avut loc în piața centrală, polițiștii giurgiuveni au fost abordați de o persoană victima unei înșelăciuni care, din păcate, nu a depus plângere la poliție. A venit unul și ne-a păcălit tot așa. A zis că băiatul meu, zice, băiatul tău are o... la servici, îl duce în altă țară, că uite așa, și să dai bani și zice, uite, sticlile astea să îi le dai, că mi le-a dat mie, să vi le dau dumneavoastră. Și tot așa, noi când le-am văzut sticle frumoase așa, am zis că cine știe, a trimis băiatul, că zic să ne le dea acasă, că pleacă în altă țară. Când dau telefon la băiat, ce mamă ăla te-a păcălit, n-aveam nici bani să-i dau vreo 60 de mii cerea și n-am avut bani. Și am fugit la o vecină să mă împrumut să-i dau bani lui ăla, că a zis că... Deci până la urmă ați fost victima infracțiunii. Da. Și de atunci am cui poarta și nu mai răspund la nimeni. Pentru a nu deveni victime ale unor înșelăciuni, polițiștii le recomandă giurgiuvenilor să fie prudenți atunci când vorbesc la telefon cu persoane necunoscute, să nu achite sume în avans pentru ridicarea unor premii, să nu ofere date personale și să sune imediat la 112 dacă au suspiciuni și dacă sunt victimele unor fapte de înșelăciune.